Dar v-am ascultat discursul din ultimele zile, spuneați că în PSD sunt totuși probleme, în ciuda acestei susțineri. Cum rămâne cu problemele din partid, cu tulburările despre care dumneavoastră spuneați că apar? La ce vă referiți? În mod situația concret. Nedorită. Situația nedorită ați formulat situația dumneavoastră. Nedorită rămâne. Nu putem, printr-un vot în Comitetul Executiv Național, să ștergem această situație nedorită. Dar partidul este o instituție politică, nu interferează cu justiția, justiția își urmează cursul și nimeni de la PSD nu are în intenție să tulbure acest curs al justiției. Nu interferăm, nu ne implicăm, dar decizia politică a partidului a fost că vrem să păstrăm guvernarea. În acest sens, până a treia oară, respingem moțiunea de cenzură. Nu, acum nu pot să vă spun. În primul rând, despre organizare. S-a stabilit astăzi ca scrutinul intern de alegere a președintelui PSD să fie pe 11 octombrie, iar congresul să fie pe 18 octombrie, la o săptămână după. Deci, duminică 11, duminică 18 octombrie. S-au stabilit, au fost discuții destul de serioase despre detalii de organizare care sunt cuprinse în regulamentul de organizare acestui scrutin intern. Sunt detalii pe care o să vi le dea președintele Comisiei Electorale Centrale din cadrul partidului pe care am desemnat-o astăzi, domnul Florin Iordache. Au fost mai multe voturi pe anumite prevederi din regulament. Eu am votat, am fost 13 care am votat împotriva unor condiții de eligibilitate puse pentru candidați, și anume un număr de 10% din organizații să susțină un candidat, sau mai bine spus, orice candidat să depună la dosarul de candidatură susținerea a 10% din organizații, din câte am înțeles, e vorba de 4 sau 5, dintre care obligatoriu să fie organizația din care face parte, și cred că la vicepreședinții, 5%, ceva de genul ăsta, organizații în care face parte și încă una, am votat împotrivă, am încercat să le spun colegilor mei să fie de acord să nu existe niciun fel de condiție pentru a nu spune cineva că este oprit să candideze. Au fost argumente serioase din partea lor, cu toate astea eu am votat împotrivă. Numai că mulți au spus că au fost cazuri în istoria partidului când au fost candidaturi neserioase, când au fost candidați care în timpul congresului, cu toate că erau trecuți pe buletinul de vot și au retras candidatura. Asta a fost decizia lor. Au explicat că vor ca acest eveniment, fiind pentru prima dată când un partid în România organizează alegeri pentru președinte prin vot universal, prin scrutin universal. Până la urmă, asta a fost decizia Comitetului Executiv. Domnule Dragnea, dar de ce tot întârziați cu anunțul unei candidaturi? Am spus-o în fiecare zi. În următoarele zile o să-mi finalizez un posibil proiect politic pentru PSD și obiectivele pe care cred eu că trebuie să le atingă acest partid, și dacă o să ajung la concluzia că eu pot să contribui la atingerea acestor obiective, atunci cu inima ușoară va anunța candidatura. E chestiune de zile. Ați luat în mare parte această decizie, doar vreți să finalizați? Nu sunt ipocrit și nici copil, și nici mincinos. Cu sinceritate vă spun că mă gândesc foarte serios la această candidatură și nu resping ideea de a candida, dar eu simt că partidul are nevoie de o schimbare profundă, atât din punct de vedere al abordării politice, cât și din punct de vedere al doctrinei, al clarificării doctrinei, din punct de vedere al organizării, din punct de vedere al comunicării, din punct de vedere al relațiilor interne din partid, dar relațiilor cu celelalte instituții din România, din punct de vedere al poziției PSD față de stat și față de statul de drept și față de justiție, din punct de vedere al introducerii meritocrației în partid, și prin asta discut și de obligativitatea realizării unui proiect de gestiune a carierei în partid. Toate aceste lucruri mă preocupă, am început să le pun pe hârtie. Când o să am un proiect conturat și o să ajung la concluzia că ceea ce cred eu că trebuie pentru partid
pot fi duse la capăt de mine, o să îmi depun candidatura fără niciun fel de ezitare. V-au cerut organizațiile să candidați, domnule Dragnea? Cum? V-au cerut organizațiile din teritoriul să candidați? Da, din ce în ce mai multe organizații îmi cer lucrul ăsta, și când sunt prezent acolo și când nu sunt. Și asta contează, contează foarte mult. Da, vă rog. Spuneți că vă preocupă, domnule președinte, aceste teme. Mai sunteți credibili susținând un inculpat? O să răspund și la asta. Atunci când o să mă gândesc, o să răspund și la asta. Nu este o întrebare ușoară la care se poate da un răspuns ușor sau un răspuns în zeflea mea. Chiar iau în serios întrebarea dumneavoastră și să știți că nu iau numai eu. O ia din ce mai multă lume din partid. Trebuie să cântărim foarte bine dorința firească de a rămâne la guvernare și ceea ce a spus dumneavoastră. Nu e simplu. Sunt mai mulți colegi parlamentari din PSD care susțin că ar putea vota moțiunea de cenzură dacă nu va trece acea lege a indemnizațiilor speciale pentru parlamentari. Nu știu, am auzit zvonul ăsta, eu refuz să cred că vreun parlamentar PSD își permite să șantajeze cu un proiect de lege susținerea sau nu a guvernului din care face și partidul lor. În schimb, eu vreau să avem o discuție cu colegii din grupurile parlamentare, încercăm să începem discuția asta astăzi, despre acest subiect, și anume despre legea pensiilor, de fapt despre statutul parlamentarului care prevede aceste pensii. Și nu vreau să dau răspuns la acest lucru. Parlamentarii care vor vota moțiunea de cenzură? Nu discut asta. Un partid nu poate fi condus cu biciu. Și eu niciodată n-am condus nicio instituție cu biciu. Și cu dialog. Fiecare trebuie să-și pună argumentele pe masă și să le susțină, și care sunt cele mai bune argumentații, alea vor câștiga. Ideea că ameniți pe cineva cu sancțiuni mi se pare profund greșită. Un partid totuși este o asociație a unor oameni liberi, care cred în niște valori comune, niște principii comune, și dacă tu, ca lider al partidului, nu ești în stare să convingi colegii de partid să fie de acord cu anumite obiective, cu anumite principii, nu vei rezolva niciodată cu biciu sau cu amenințare de sancțiuni. Eu niciodată nu o să fac lucrul ăsta. Partenerii de coaliție au transmis că nu vor susține această moțiune? La ora 2.